Bună seara, oare mă aud? Haideți să vedem. Se aude? O secundă să-mi deschid eu aici și paginile unde pot să urmăresc ceea ce îmi scrieți. Se Doar aude? că am să dau pe mut. Bună seara! Haideți, așteptăm să ne adunăm câteva persoane. O să rog pe colega mea Erica să share-uiască și în grupul de Alexa Event. Bună seara, bună seara! Se aude! Super! Mulțumesc, Georgeta, pentru feedback. Mai așteptăm un picuț și până așteptăm, uite, cei care deja sunt alături de mine în seara aceasta, îi rog să îmi scrie deja, nu știu, întrebări. Tematica știu că este una foarte controversată pentru această perioadă și o să abordez și o parte numerologică pentru partea aceasta de cum anume cumpărăm cadourile. Dacă mă vedeți așa cu gura un picuț mai strâmbă, să știți că eu am fost la dentist și încă nu mi-a trecut anestezia, dar se mai întâmplă, sper că sunt pe înțelesul tuturor și se înțelege ceea ce spun. Nu mă așteptam să nu-mi treacă anestezia, dar uite, de toate învățăm. N-aș fi vrut să amân live-ul pentru că l-am promis. Bună, Ana! Bună, Camelia! Mă bucur, uite, ne strângem din ce în ce mai mulți. Și mi-aș dori foarte, foarte mult să îmi spuneți câteva motive sau măcar un motiv. Să începem cu partea aceasta. Motivul pentru care facem cadouri. Haideți să vedem. De ce faceți voi cadouri? Este un live interactiv, sau cel puțin așa mi-am propus, da? Să fie un live interactiv în care să și răspundem la întrebări, să vă vin în sprijin. Și atunci este nevoie, bineînțeles, de interacțiunea voastră. Pentru că se apropie sărbătorile. Deja Moș Nicolae a fost. Mă gândesc că acolo ați rezolvat cu cadourile, nu? Și totuși urmează Crăciunul, unde iarăși ne solicită cu cadouri. Poate unii fac cadouri și la final de an, da, ne pregătim și pentru noul an. Deci motive de a sărbători și de a face cadouri avem cu toții. Ia să vedem. Cineva aici îmi scrie să simțim iubire când dăruim. Ok. Foarte fain. Deci facem cadoul pentru a simți iubire. Și dacă nu facem cadou, nu mai simțim iubire? Cum e? Am să vă întorc și câteva întrebări la care nu trebuie neapărat să-mi răspundeți, dar ar fi bine să vă răspundeți voi acestor întrebări, pentru că siguranță vă ajută. Haideți să vedem. Aștept. Ori nu văd eu ceva anume din ce am scrieți voi aici. Ok, să fac bucurii, pentru că așa se face. Ok, pentru că așa se face. Uite, Ana zice că să fac bucurii. Păi, să înțeleg că la rândul tău dorești să primești bucurii? Atunci când faceți cadoul, așteptați să primiți ceva în schimb? Ia să vă gândiți la aceste răspunsuri, da? Care este motivul pentru care faceți cadouri? Dacă pentru a face bucurie, păi, trebuie să așteptăm Crăciunul ca să facem bucurii? Atunci am putea să facem un cadou în fiecare zi. Cuiva. Mai ales nouă. Poate ar fi bine chiar să începem cu noi. Să ne dăruim în fiecare zi, spre exemplu, un zâmbet în oglindă. Cadou. Așa, de dimineață. De zi frumoasă. Nu? Ar fi și asta o variantă. Să ne facem bucuria de a ne vedea zâmbind. Da? Sau, dacă vrem totuși să apelăm și să facem bucurii celorlalți, să le oferim celorlalți un zâmbet. Da, să le facem bucuria cadoului de a oferi un zâmbet. Pentru că așa se face, ați spus. Păi, și dacă nu s-ar fi făcut, ce se întâmpla? Adică facem cadoul cumva, înțeleg eu aici, din obligație? Asta ar fi motivul, pentru că știu că o să primesc cadou și atunci fac cadou, pentru că dacă primesc, mă simt prost dacă nu dau la rândul meu și atunci mai bine dau și eu ca să fie bine. Credeți că persoana care primește acel cadou nu va simți faptul că oferi cadoul de dragul de a-l oferi, adică așa că trebuie? Da? În viață, în general, cum zice maestrul Anatol Basarab, nimic nu trebuie.
cu atât mai mult lucrurile astea care ar trebui să ne facă sau care ar fi bine să ne facă plăcere. Pentru că așa simți, vrei să fii, așa, vrei să îi arăți persoanei pe care o iubești ce simți pentru ea. Da, într-adevăr, dacă o să vă uitați în cele cinci limbaje ale iubirii, o să vedeți că, într-adevăr, unii simt nevoia, au limbajul cadourilor sau da, să dăruiască, să facă cadouri. Ok, dar nu toată lumea are acest limbaj. Vă recomand cu drag să citiți dacă nu ați citit deja cele cinci limbaje. Nu prea fac cadouri și nici nu aștept să-mi fac mie. Ok, adică nu aștept de la ceilalți să ți se facă ție. Fac când simt. Ok, nu aștept un moment anume. Super. Atunci când mă inspiră ceva pe un raft și fac conexiune cu o persoană care îi se potrivește, ofer fără să fie o ocazie. Super, vreau să văd emoția, bucuria persoanei. Interesant, uite, dacă vreți să vedeți emoția și bucuria persoanei, înseamnă că dacă voi căutați emoția în celălalt și bucuria, e oare pentru că vă lipsește? Ar putea fi? N-am cum să nu pun diverse întrebări, la care la astea, uite, întrebările acestea nu aștept neapărat un răspuns, dar cei care ați scris și vă știți că ați scris, ar fi bine să vă întrebați, da? Ofer cadou pentru că vreau să văd bucuria și emoția. De ce vreau să o văd? În restul timpului nu o văd, oare? Poate fi acest aspect? Că nu reușesc să văd bucuria în lucrurile simple sau în momentele de zi cu zi? Și o văd doar atunci când e un moment special, cum este Crăciunul? Sau cum sunt sărbătorile? Poate fi și asta. Întrebări de conștientizare, da? De reținut. Deci, acolo, Georgeta, vezi cum stai cu emoția și bucuria. Dacă vrei să o vezi, adică o cauți, înseamnă că este posibil să-ți lipsească sau să nu o ai în măsura în care ți-ai dori. Da? Simt imediat când primești fără ca celălalt să simtă. Da, cu siguranță. Da. Deci, dacă facem doar ca să facem, mai bine nu facem. Da, pentru că nu este, adică la nivel subtil și dacă o persoană se va arăta entuziasmată că face, că primește cadou respectiv, cumva simte că ceva acolo nu vine la pachet cu acel cadou, da? Mie îmi place să fac cadouri, ok. Îmi place să fac cadouri și să primesc. Mai nou, înainte îmi plăcea doar să doresc și sunt tare fericită. Da, foarte interesant pentru simplu fapt că mulți știu să facă cadouri, puțini știu să primească. Dar dacă nu știți să primiți un cadou, vă întreb, ce nu mai știți să primiți de la viață? Că uite, în fiecare dimineață primiți cadou de a vedea lumină, de a respira. Putem să zicem așa în general, cadoul vieții. Știți să-l primiți și să-l apreciați? Da? În spatele ideii de cadou, de sărbători, de o zi onomastică, modul în care primește o persoană cadoul, spune foarte multe lucruri, bineînțeles și modul în care o persoană oferă cadoul. De-aia vă provoc că tot vin sărbătorile să faceți și un studiu de caz sau să lucrați cu voi și cu ceilalți pentru a vă dezvolta. Pur și simplu urmăriți cum reacționează cineva când primește un cadou. La partea de non-verbal, ce spune, se simte în largul ei, se simte stingherit, da, se simte da, cumva poate deranjat sau nu știu... surprins, da, dezamăgit, știu eu ce e acolo. Uitați-vă, da, și în același timp căutați să faceți și o scurtă introspecție, să vedeți ce simțiți voi când oferiți. Și după care, ce simțiți când primiți. Ce ziceți? Sunt niște teme, sau uite chiar acum de Moș Nicolae, că e mai aproape așa, dacă stați să vă amintiți un picuț. Cum v-ați simțit când ați oferit, când ați făcut cadoul? Ce ați văzut pe chipul persoanei respective, dar adică să vă duceți un picuț mai în profunzime, nu, să nu rămâneți superficiali. Adică să nu rămâneți pe ideea asta de suprafață. Da, ok, a zâmbit, a zis mulțumesc, s-a bucurat. Sunt gesturile, da, mărunte, să zicem așa, pe care le poate face, da? Studiați un picuț partea de non-verbal și vedeți cum v-ați simțit voi în momentul în care ați primit cadou de la Moș Nicolae. Ce ați simțit? Ați simțit bucurie sau, uite, am persoane dragi, da? Mai ales persoanele bunici, cum sunt, care în momentul în care le duci un cadou, prima replică este, vai, dar nu trebuia.
Bine, o zic cu drag, o zic cu tot dragul, nu o zic cu rea intenție, nici de cum, dar un mesaj de genul acesta, vai, nu trebuie asta, nu trebuie să te deranjezi, sau, da, de ce ai cheltuit banii, sau diverse, da, idei pe direcția aceasta, ne arată că persoana respectivă nu știe să primească. În general. Și cadou. Da? Adică îi este greu să primească. Și pentru că dacă ne este greu să primim, plecând de la ideea cadourilor, revin la întrebarea, ce altceva nu mai primim în viață? Ce nu știm să primim? Știm să primim iubirea partenerului, soțului, copilului, părinților? Știm să o primim? Cu adevărat să o primim? Adică, cum să o primești? Ca un copil, uitați-vă, vă dau exemplul ăsta. Un copil când primește un cadou, cât de sincer e, mai ales dacă e un cadou care îi place. Și ca oarecum și o surpriză. Da? Îl și vedeți cum, nu cum zice, uau, ce frumos, se bucură și vezi sinceritatea aceea. Voi aveți acea bucurie și acea sinceritate și acel entuziasm în momentul în care primiți, nu știu, orice, de la parteneri, de la prieteni, de la viață. Îmi place să surprind plăcut persoanele când ofer. Multă vreme nu am știut să ofer, ci doar să primesc. Uite că sunt și cealaltă variantă. Eu recunosc că încă lucrez, aș putea să spun, la partea de primit. Mi-e ușor să ofer. Dar foarte mare atenție, pentru că noi cei care primim mai greu cadourile, se mai ascunde încă un lucru acolo, că nu știm să primim, dar mai e și un program care rulează. Nu merit să primesc. Da? Nu mă consider suficient de bună să primesc. Da? Da, cei care știu doar să primească și nu cumva le este greu să ofere, la ei programul că merit să primesc. Da? Eu merit să primesc cel mai bun cadou sau cele mai bune lucruri în viață sau cele, nu știu, tot ce e mai bun. Și rulează partea aceasta când cumva le este greu să dăruiască celorlalți. Rulează ideea de, sau programul de eu merit, cumva așa egoist oarecum, ceilalți nu merită. Ce au făcut ca să merite, dar de ce să merite ei, dar sunt mai puține persoane. Dar uite că sunteți câțiva care ați și scris dacă vă e mai ușor să primiți și mai greu să dăruiți. Înțelegeți? Deci, acum, vedeți în ce categorie sunteți. Dacă ar fi așa, probabil să facem o statistică în categoria de a primi ne este mai greu și ne e mai ușor să oferim, dar foarte, foarte important să vedem ce anume se ascunde în spatele acestui aspect. Da? Și chiar vă rog să fiți atenți la ce nu reușiți să primiți în viață. Apropo, că e posibil să cereți. Și tot după aia voi să vă supărați că nu primiți. Bine, pentru că nu primiți așa cum vreți voi sau când vreți voi și cât vreți voi și cum vreți voi și da, de multe ori pentru simplu fapt că nici nu știți cum să cereți. Da? Una dintre marele dileme și le văd și în cursuri și în consultații este următorul aspect. Da, eu vreau să mi se îndeplinească nu știu ce dorință sau eu cer de la univers tot felul de lucruri. Păi, depinde cum ceri. Da? Cum anume formulezi, da? Care e starea din care formulezi? Sunt foarte multe aspecte. Aici, uite, poate pentru o temă viitoare, cum anume, da, cerem Universului ceea ce vrem. Și un pont până așa, că dacă tot am deschis, probabil există la cineva pe buze sau în gând întrebarea, important este nu să cereți, că cel care cere, da? Adică, uite, dacă voi îmi cereți mie, să zicem că suntem undeva și îmi cereți un pahar cu apă, rămâne la latitudinea mea dacă să vă ofer acel pahar cu apă sau nu. Pentru că este o cerință, cumva, eu nu sunt obligată să vă și dau. Așa că poate da, educația, bunul simț, da, că mi-e milă de voi, că am compasiune și nu vreau vă las să muriți de sete. Dar în univers, universul este unul matematic și atunci contează, cum să vă zic, simplu și direct. Cerința, dăm sănătate, dăm bucurie, dăm. În univers este înregistrată ca fiind o lipsă. Adică eu nu am,
Și de fapt, ceea ce transmiți Universului este lipsa. Și vei primi mai multă lipsă. De aia nu sunt cerințe. Și la un moment dat, citesc, nu mai amintesc acum exact titlul cărții, dar zicea ceva de genul acesta. În univers nu trebuie să ceri. Ceri divinității, ai altceva. Universul e univers, divinitate e divinitate. Da, sunt două aspecte diferite. Dar din univers nu ceri, din univers îți iei. Da? Adică dacă ți-e sete, te duci și ți-ai un pahar cu apă, dacă mergem pe ideea acestei metafore. Da? Pentru că la nivel de cerință rămâne la latitudinea diversilor factori dacă primit sau nu. Bun, dar asta e o temă diferită, am menționat așa ca idee, vă gândiți la ea. Hai să vedem ce mai scrieți. Bună seara, bună seara. Mă simt stingherită când primesc ceva. Exact, ce spuneam. Simt nevoia să dau ceva înapoi. Exact, obligația de a oferi. Aici e oarecum tendința asta de reciprocitate. Dar mai apare o chestie. Ok, simți nevoia să dai ceva înapoi, dar o faci de obligație? Doar pentru că ai primit? Pentru că se simte când este făcut cadoul din obligație, da? Adică motivul pentru care îți fac cadou este pentru că și tu mi-ai dat. Cum am zis la început, da, fac că trebuie. De ce? Că am primit și trebuie să dau și eu înapoi. Necesită foarte mult să conștientizăm acest aspect. Dacă nu știm să primim, înseamnă că, cu siguranță, programul din spate nu sunt suficient de bună sau nu merit să primesc. În general. Și se aplică și în variantă și la partea cu cadourile, da? Dar ia ziceți-mi, voi cei care nu știți sau vă simțiți stingheriți sau primiți greu cadouri, cum stați? Simțiți că meritați în general așa în viață? Cum stați cu programul ăsta? Considerați că sunteți suficient de buni? Fiți sinceri în primul rând cu voi. Sau tendința este să vă gândiți, nu prea merit, nu am făcut suficient de bine, puteam mai mult, da, sunt diverse forme, diverse formulări, dar în esență programul este nu merit. Nu prea, ok. Sandra ne zice că nu mă supăr dacă nu primesc. Pentru că ai menținut să ții, să spui că nu te superi și pentru că nu lucrează, creierul nu lucrează cu negații, deci undeva acolo există o oarecare așteptare să primești ceva. Nu neapărat, poate nu te superi, dar există așteptarea de a primi, da? Din modul de în care ai formulat, totuși aștept să primești ceva. Da? Nu o să faci o dramă din faptul că n-ai primit, dar nu o să te simți bine. Acolo o supărare interioară o să existe. Nu o să o arăți. Da, e așa, dezamăgirea aia. Bă, dar eu chiar n-am primit nimic. Ok, nu mă desconsider mereu. Vreau ceva în schimb, ok. Da, nu te simți suficient de bun. Exact. Și dacă nu te simți suficient de bun, prin urmare, e greu să primești cadou. Bun. Deci foarte important, da? De ce fac acel cadou? Și apropo, când vă duceți să cumpărați un cadou, prima întrebare sau una din primele întrebări ar trebui tocmai asta să fie. Care este motivul pentru care fac cadou? Acum, știu că răspunsul o să fie simplu. Pentru că este Crăciunul. Ăsta e singurul motiv? Pentru că este ziua ei. Asta e un motiv așa, cumva venit din exterior, impus de social, am putea să spunem. Da? Adică este un cadou făcut de dragul tradiției, dar nu pentru că simțiți. Mai mult decât atât, pentru mulți în perioada aceasta este așa o corvoadă partea cu cadourile. Da? Pentru că ajungi poate în magazin sau unde te duci pe acolo și zici ok, și eu acum ce iau, și dacă se placă, și dacă nu se placă, și dacă... multe întrebări pe acolo, nu? Bun. Atenție, cumperi prietenie. Am înțeles. Dar eu vin și vă întreb. De ce atunci când vorbim de cadouri, vă gândiți la lucruri materiale? Pentru că eu n-am zis de care cadouri. Dar vedeți că partea asta de social, de comerț, ne-a convins că cadoul este de cele mai multe ori un material.
Adică mergem în magazine și începem să căutăm diverse lucruri, dar lucruri în general. Da, pentru că suntem obișnuiți, așa e educația. Dar de ce să nu oferiți cadou? Hai să ne gândim împreună. Ce altfel de cadouri am putea să oferim celor dragi? Pe lângă cele materiale. Adică pe lângă, nu știu, telefoane, haine, enumerați voi care. Ce fel de cadouri am putea să facem celor dragi? Uite, vin sărbătorile. Ce cadou ați putea să faceți celor dragi, dar care să nu fie împachetat și cumpărat de la magazin? Timpul, ăla e cel mai de preț, am scris, da, cel mai de preț cadou este timpul. Un puiuș de cățel, ok, super, un suflețel practic, da? Doar că aici foarte mare atenție, da, și responsabilitate, nu-l oferiți doar de dragul că e micuț și după aia să ajungă mai rău decât trebuie, da? Timpul nostru, Nu poți cumpăra iubirea doar să o exprimi sau să dai îmbrățișez sau o vorbă bună. Ok. Asta ar fi, adică iubirea ar fi un cadou? Iubirea o simți și atât. Dacă e condiționată, atunci e de cadouri. Da? Pentru că acolo este o iubire condiționată. Pentru că te iubesc, îți ofer acest cadou. Pentru că te iubesc, îți cumpăr bicicletă. Pentru că te iubesc, ți-am cumpărat mai știu ce chestie. Inclusiv, dacă mergem aici, pentru că te iubesc, îți ofer timpul meu. Și să înțeleg că dacă nu mai iubi, nu mai da timpul sau timpul e, da, acolo, da, e o graniță foarte fină între iubirea condiționată și iubirea necondiționată. Ne valorizăm prin material, da. Putem oferi timp, atenție, Îl îmbrățișez când oferi. Dar poți să-l îmbrățișezi și fără să-i dai cadou material în sensul ăsta, adică îmbrățișarea să fie un cadou. Un telefon dat cuiva, adică în sensul de convorbire, da. Pentru anumite persoane care sunt singure, cum sunt vârstnici și nu mai, e cel mai mare dar să îl suni și să vorbești jumătate de oră sau o oră cu el, sau chiar 5-10 minute. Da? Prezența mea poate să fie un cadou. Răbdare, timp, înțelegere. Prezența cuiva drag, timpul meu, timp petrecut împreună. Ok. Uite ce frumos, soțul meu îmi spune, tu ești cadoul meu. Exact. Să-i fac o prăjitură. Super! Da? Adică puteți, dar în general, într-adevăr, în esență, e timpul. Dar mai să știți că pe lângă timp, că poți să-i oferi timp cadou celui drag, și în timpul ăla, uite, îți ofer o zi, stau cu tine toată ziua, da? Supărată, sciucuțică, nu știu, n-ai cu cine, da? Poți să-i mai oferi și bună dispoziție, poți să-i oferi și zâmbet, da? Adică să-i ofer partea asta de energie, de emoții pozitive. Adică bucurie că pot să-ți ofer timpul meu, dar în timpul ăla cât stau cu tine, sunt, v-am zis, tristă, supărată. Da? Și atunci s-ar putea celălalt zică, bă, mai bine să te-am singur decât cu tine, cu tot cu timpul tău pe care mi l-ai oferit. Mie îmi place să creez eu diverse aranjamente. Super! Da, handmade-urile sunt o variantă, dar ne ducem tot în material. În schimb, însă, într-adevăr, sunt mai personale și altfel te implici în momentul în care îl faci cu mânuța ta. Bun, deci dar mai vin eu cu o întrebare acum. Cum credeți că o să se simtă cei dragi? Da? Care credeți că este reacția lor? Da, nu, uite, mai bine hai să ne gândim la noi. De ce să ne gândim la ceilalți? Care credeți că ar fi reacția voastră dacă cel drag ar veni, da? Cine va apropia drag vouă, nu contează, copil, partener, părinte, cine o fi acolo, vine așa și sub brad nu găsiți nimic împachetat, da? Ci eventual vine și zice cadoul tău este faptul că astăzi petrecem timp împreună și uite, nu știu, și mâine și poimâine. Cum v-ați simți? Ia întrebați-vă. V-ar place? Nu v-ar place? Ați fi entuziasmați? Ați fi dezamăgiți? Eu intuiesc că o mare parte dintre voi o să simțiți așa. Dar oricum te am lângă mine. Pentru că ajungem să nu valorizăm
persoana de lângă și nici timpul pe care îl petrecem cu ea. Ni se pare că ni se cuvine, nu? Adică, uite, îți ofer cadou, nu știu, 2 zile pe care să le petrec cu tine. Sunt sigură că sunt cel puțin câteva doamne care s-ar supăra dacă ar auzi asta din partea soțului. Da? Aș respira puțin că nu sunt obișnuită, dar ar fi foarte frumos. Acum că conștientizați, dar dacă ar fi venit așa pe nepusă masă și... Nu știu dacă, acum că aici discutăm și conștientizăm, da. Dar dacă într-adevăr s-ar întâmpla și în dimineața de Crăciun, nu știu, nu ați găsi nimic, cum am zis, sub brad, eventual o scrisoare împachetată cu o fundiță frumoasă, o hârtie cu o fundiță frumoasă în care scrie eu sunt cadoul tău și timpul pe care ți-l acord este cadoul tău, e un exercițiu de imaginare, da, să vă gândiți și să vedeți cum anume v-ați simți, dacă vouă v-ar place. Da? Și puteți să vă puneți și în scenariul celălalt în care să vă gândiți sau să vă uitați, să vă imaginați, mai degrabă spus, cum s-ar simți persoanele dragi dacă le-ați oferi cadou, exact asta, timpul petrecut împreună, sub diverse moduri. Da, când vine pe nepusă masă e cam șoc, corect. Pentru că am zis, mai așa zis și voi mai sus, suntem obișnuiți să primim cadouri în sensul material. Este foarte, foarte, da, adică eu mi-am amintesc încă când eram de mică, așteptam cu mare entuziasm ziua mea pentru simplu fapt că mă gândeam că o să primesc diverse chestii care îmi plac. Da? Dar haideți să ne gândim de unde vine comportamentul acesta de a aștepta să primim ceva material. Așa, dacă e să ne ducem în spate. Am niște chiriași care le-au micșorat chiria odată cu începerea sezonului rece. Tot un cadou. Nu l-au considerat un cadou? În cartea cele 5 limbaje ale iubirii sunt descrise mai multe moduri prin care e percepută iubirea. Dacă dau timpul meu pentru a-mi exprima iubirea, iar cealaltă persoană are ca limbaj al iubirii darurile materiale, aceasta vă percepe că nu e iubită. Eu știu, sunt de acord, Silviu. Așa este, da. Fiecare cu limbajul său. Și o să vedem și din perspectivă numerologică în câteva minute, o să începem să ne uităm așa și în aspectele cifrelor, cam ce cadouri putem să facem, atât materiale, cât și mai puțin materiale. Da? Și care, nu știu, în funcție de ziua de naștere, care așteaptă lucrurile mai, da, în sensul ăsta material și care așteaptă mai mult în aspectul sufletesc, să zicem așa, emoțional. Bun, da, credem că așa suntem iubiți. Cel mai din neajunsuri, ok, din educație, da, dar primul comportament de a primi este că atunci când, de exemplu, suntem supărați ca și copii, uite, se supără copilul, plânge, îl doare ceva, micuț fiind, nu contează. Ce facem? Îi dăm o jucărie, îi dăm ceva de mâncare, îi băgăm săzeta în gură, toate astea sunt materiale. Mai sunt și altele, am dat doar câteva exemple. Da? Sau mai facem o chestie, ok, dăm și îmbrățișări, îi dăm și îi spunem și diverse cuvinte că îl iubim și așa mai departe, dar greșeala majoră este că le asociem cu lucrurile materiale. Din perspectiva mea, acum nu trebuie să fiți de acord, dar gândiți-vă. În momentul în care vrei să liniștești copilul și îi dai ceva de mâncare sau îi dai o jucărie sau îi dai, cumperi un cadou sau știu eu, diverse lucruri materiale, iar atunci când îi le dai, ce faci? Îi spui că îl iubești. Și atunci el ce face? Adică cadou, jucărie sau ceva material, egal iubire. De ce? Că atunci când mama mi-a dat cadou, o zic că mă iubește. V-ați gândit la asta? Sau m-a pupat? Sau m-a îmbrățișat? Da? Mai ales cei din generația care au fost pupați în somn. Se știu ei.
Că sunt care au fost pupați în somn și ce? Și s-au simțit apreciați și valorizați în momentul în care au primit un cadou. În sensul ăsta material. Dar, adică, dacă aveți copii mai micuți sau, da, nu, dar pentru cei care aveți copii mai mici, căutați să, dacă, ok, eu sunt sigură că le spuneți că îi iubiți și toate celelalte și le arătați afecțiunea, dar căutați să aveți un pic grijă la cum asociați cadourile și lucrurile materiale cu iubirea. Da? Mai ales pentru cei care aveți tendința să nu spuneți prea des sau să nu arătați prea des emoțiile față de copii. Dacă se și întâmplă rar, sunteți genul care nu prea vă exprimați emoțional în fața copiilor, nu le arătați afecțiunea, nu îi spuneți că iubiți, atunci și o faceți cu atât mai mult atunci când le oferiți un cadou, clar, acolo se va face o legătură puternică între cadou sau parte materială și iubire. Afecțiune și cum vreți voi să-i mai spuneți. Da? Bine, și mai sunt cadourile astea care zicem noi că ne motivează. Ok. Sunt persoane care se motivează prin cadouri. Eu sunt total de acord. Nu sunt împotriva cadourilor. Eu, spre exemplu, nu sunt o persoană care sunt atât de mult motivată de cadouri. Adică nu că nu-mi plac. Plac. Da, nu pot să zic că un cadou sau o chestie, dacă o primesc, mă motivează. Mai degrabă dacă o obțin eu pe cont propriu și munca mea, da. Așa să o primesc de-a gata, nu tot timpul. Depinde acum și ce anume, dar mă refer la lucrurile materiale. Bun, da, chiar mi-amintesc la un moment dat când am primit ceva cadou, a fost un cadou mai neașteptat, mai mare, să zicem așa, și ca era o dorință de-a mea. Și exclamația din partea celelalte persoane, că m-am bucurat când am văzut cadoul, a fost, în sfârșit am găsit un cadou sau ceva care să te bucure. Da? Pentru că în momentul în care primeam cadou, nu știu, haine sau bicicletă sau diverse lucruri din astea, bine, și ăla era tot un lucru material, dar celălalt ziceam, ok, mulțumesc, da, apreciez, dar nu. Puteam să zic că mă entuziasmam foarte, foarte mult la primirea unui cadou. Nici astăzi nu pot să zic că mă entuziasmez foarte mult la primirea unui cadou. Nu că nu-l apreciez. Da? Nu că nu-mi place să-l primesc. Dar astea materiale, ok, până la un punct. Da? Dar îmi plac mai mult cele emoționale, să zicem așa. Bun. La fel putem spune și de așteptările emoționale. La fel ce anume, Flori? Nu știu, acum cred că există un delay între Zoom, transmisiunea Zoom și partea de Facebook. Bun. Dacă v-am pus pe gânduri cu partea aceasta motivul pentru care oferim cadouri, haideți să vă ajut un picuț să ușurăm munca găsirii cadourilor, pentru că sunt sigură că o mare parte dintre voi deja aveți obișnuința și educația să oferiți cadouri sub formă și materială și atunci, nu? Căutați să înțelegeți ce ați putea sau să oferiți cadou celuilalt. Haideți să luăm în funcție de ziua de naștere și ce i-ar place persoanei respective să primească cadou. Uh-huh. Bun. Și începem cu cei născuți ca vibrație interioară 1. Mă interesează gândiți-vă și important e să știți ziua în care s-a născut omul, ziua în sensul de zi, nu ziua, luna și anul, ci doar ziua din toată data de naștere, doar ziua de naștere. Ea se numește numerologie vibrație interioară. Găsiți pe canalul meu de YouTube pentru fiecare vibrație interioară cum să vă raportați în relații în funcție de vibrația interioară. Dar aici o să mergem mai specific pe partea de cadouri. Deci cei născuți în ziua de 1, 10, 19 sau 28 a oricărei luni, acelea sunt persoanele cu vibrația interioară 1. Acum, poate voi să vă gândiți, soțul e născut pe 1, dar nu cred că i-ar place cadoul ăsta. Sau, bine, eu o să vă zic ca idee, ca principiu, nu trebuie să luați motamo cadoul respectiv. Da? Adică o să dau câteva exemple care îmi vin acum în minte, dar nu înseamnă că trebuie să vă duceți să luați, dar principiul din spate
Dacă țineți cont de el, aveți șanse să luați un cadou care să fie pe placul lui. Da? Ideea este că voi, din aspectul social, este posibil să vă gândiți diferit, pentru că există luna de naștere care ne vorbește despre rolul social și energia pe care o vedem la om, la cei din preajma noastră, se raportează foarte mult la vibrația socială sau exterioară, adică la luna de naștere. Și chiar dacă din afară pare că nu s-ar potrivi cadoul respectiv sau așa, eu vorbesc aici despre ce ar place lui în interior, da? Adică sufletului. O să iau fiecare în parte zilele, da? Deci le luăm dintr-un început și într-un final, ca zicem așa, de la 1 până la 9 ca vibrații, și o să vă zic la fiecare zi care sunt zilele în funcție de vibrația respectivă. Da? Deci începem cu cei născuți în 1, în 10, în 19 sau în 28 a oricărei luni. E, uite, dacă ne gândim la partea de cadouri materiale, clar trebuie să fie un cadou original, unic. Adică, dacă aveți în familie persoane care sunt născute în aceste zile și vă găsiți să luați cadouri, da, nu știu, sunt trei persoane și ați luat trei cadouri la fel, el nu o să se simtă, adică știi, la modul ce e original, ce e unic, ce e diferit. El simte nevoia să fie diferit de ceilalți. Da? Chiar ceva care nimeni altcineva nu are. Aparte, ca să zicem așa. Nu știu, să zicem că luați câte un pulover de sărbători și ați luat trei pulovere la fel. Exact la fel, aceeași culoare, aceeași model, aceeași... special. Pentru o persoană cu vibrație interioară 1, pur și simplu, o să fie, ok, mulțumesc, apreciez, nu o să zic că nu o să arate apreciere și așa mai departe, dar pentru că nu există nimic original, adică, de exemplu, puteți să-i faceți o chestie gândită de voi, cum am discutat la un moment dat, pe partea de handmade, sau pur și simplu, chiar dacă îi luați un cadou care el se întâlnește în comerț sau pe aici, pe acolo, nu-l mai faceți și altor persoane. Da? Cumva, pentru că se va simți jignit în interior, chiar dacă nu arată. Un 1, o vibrație interioară, unul ăsta așteaptă cumva el să fie primul, pe primul loc și să fie pus ca fiind diferit de ceilalți, unic. Iar dacă voi îl puneți, da, și modul în care îi oferiți cadoul unei persoane cu vibrație interioară 1, să fie așa mai diferit. Oi, dacă pe toți i-ați îmbrățișat și ați pupat, nu știu, lui faceți ceva original. Două îmbrățișări și două pupături, sau habar n-am, da? Ceva cumva să se simtă, lui place să se simtă mai presus, într-adevăr, față de ceilalți, dar nu neapărat într-un sens negativ, ci la modul că, bă, uite, eu sunt totuși, cum am zis, unic. Nimeni ca mine nu e. Da? Pe toți i-a pupat odată, pe mine m-a pupat de două ori. Cumva așa o să-l mângâiați pe interior. Da? Dacă vorbim de partea de cadouri mai puțin materiale, și vreți, bine, nu doar în partea de cadouri, faceți-l să se simtă unic. Rămânem pe ideea de unic. Vreau așa să punctez câteva cuvinte pentru fiecare vibrație, care să rămâneți cu ele în minte, să înțelegeți principiul de acolo și ulterior să-l puteți aplica. Da? Adică, dacă vrei să-i oferi un cadou diferit, fă-l să se simtă unic. Pur și simplu. Acum, fiecare în parte își cunoaște prietenii, copiii, partenerii și sunt sigură că ar putea să-și dea seama prin ce gesturi, comportamente, atitudini l-ar face să se simtă unic. Da? Nu știu, fie îi spui că ești singura persoană care mi-a spus sau mi-a făcut sau m-a ajutat sau care, nu știu, ceva. În sensul ăsta. Da, chiar vă rog, uite, mulțumesc, Nicoleta, pentru feedback. Vă rog, cei care sunteți născuți în 1, în 10, în 19 sau în 28, feedback. V-ar place ideile de cadouri, atenție, vorbim de principiul ideii de cadouri. Da? Bine, persoane, dacă vorbim de parte totuși de cadouri materiale, puteți să-i luați unei persoane care are vibrație interioară, nu știu, spre exemplu, un cadou mai... original, poate o cupă care să arate că, uite, așa, se pui să-l surprinzi, da, un cadou original, o cupă scrisă cu numele lui, cel mai bun soț, cel mai bun prieten, cel mai bun copil, cel mai bun, nu știu, ideea asta de că, da,
unicul meu, nu știu, partener sau știu ce vreți voi acolo în funcție de persoana care îi faceți cadoul. Da? Celor cu o vibrație interioară, unul le place să fie pe locul 1, sub diverse moduri. Și uite, spre exemplu, o cupă sau în sensul ăsta, un trofeu, ca să zicem așa, prin care arăți că, uite, tu ești cel mai bun dintre cei mai buni, e un cadou pe care, așa, nici, nu vorbim aici neapărat de cadouri scumpe sau bine, putem să îi suplinești prin cadouri scumpe, asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Da? Dar ideea să se păstreze. Da? Dacă totuși nu aveți bugete mari pentru cei cu vibrație, da, care aveți cu vibrație interioară 1, pur și simplu oferiți-le această ocazie de a se simți unici în prezența voastră. Da? Ok, fiul meu este 1, super. Deci îmi place handmade sau unic, nu neapărat scump. Dar, bine, acum depinde de cum a fost educată persoana, că e posibil ca acea unicitate să fie prin faptul că e, da, unicitate chiar la propriu, adică, bă, nu mai are nimeni. Unicat, cum se spune, da? Nu știu, o pereche. Uite, am primit la un moment dat un cadou, o pereche de șosete pe care apărea cățelul meu, Teddy. Da, un cadou unicat, aparte, adică fața cățelului meu, chiar dacă apărea pe șosete, chiar dacă șosete mai există, mi-a făcut soțul meu cadou. Foarte mișto. Adică, de efect. Da? E un cadou aparte, unicat, original și cu amprentă emoțională și cu, adică, puteți să găsiți tot felul de lucruri care să le faceți, da, care sunt comune oarecum, cum sunt șosetele. Da? Și să le faceți să fie unicat. Asta special cumva pentru persoanele care au o vibrație interioară 1. Da? Bun. Nu o să insist, o să caut să fiu cât de subțintă. Da, tricouri personalizate, chestii unicat. Deci cred că se înțelege. Pentru cei care sunt cu vibrație interioară 2, adică cei născuți în 2, 11, 20 sau 29, ei sunt mai sensibili așa de fel. Uite, ei chiar pun accentul pe cadourile care țin foarte mult de latura emoțională. Da, uite, poate să fie chiar același cadou, nu știu, pereche de șosete personalizate unicat, dar faptul că e pus acolo o persoană, drag, un cățelu sau tricou care să fie personalizat pe, da, cineva pe care iubește sau doiului, că cei care au vibrația interioară doi, îi plac acestea, cum zic, mai din antichități în același timp, care au o încărcătură emoțională. Nu știu, inelul bunicii, da, rochia de, nu știu, de mireasa mamei, bine, acum de Crăciun nu se face cadou așa ceva, dar vreau, astea îmi vin acum câteva exemple. Foarte multă încărcătură emoțională necesită să fie în cadou respectiv. Pentru că doiul este impactat de emoție. Da? Uite cum zicea la un moment dat cineva, o prăjitură. Bă, da, dacă ai făcut-o cu toată dragostea, cu toată iubirea și mai, nu știu, mai ieși în formă de inimă sau scrie ceva frumos, un mesaj frumos, adică celor cu vibrație interioară 2, scrieți-le acolo lângă și o felicitare, dar nu din aia felicitare în care, bă, nu știu, ați luat-o și e cu copy-paste, nu? Așa scria pe ea de când ați cumpărat-o. Nu, 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 ceva din suflet, de la suflet la suflet, ca să zicem așa. Da? Pentru că sunt aceste fire ușor impresionabile, se emoționează foarte ușor când primesc cadouri de genul acesta și atunci, sau uite, ei mai apreciază, dacă vorbim de latura asta mai puțin materială, de să comunici, uite, pur și simplu să le dai o trăire. Și, bă, nu știu, să ieși la Săniuș, cum spunea la un moment dat cineva, să ieși la Săniuș unde să, pur și simplu, să petreacă timp cu tine în care să creezi o legătură. Și în care, foarte important pentru un doi, să se simtă ascultat și înțeles în ceea ce simte. Da? Uite un cadou foarte mișto. O serată cu un vin fiert la fața șemineului sau ce aveți voi acolo sau nu contează, în care să povestiți, să depănați, nu știu, amintiri, da? Povești, nu, poveștile alea cu tâlc și cu emoție. Da? Îi place să trăiască
la nivel emoțional foarte mult. Doi. Așa este, uite, Ildico, întotdeauna am spus, nu contează cât costă cadoul, doar să știu că persoana s-a gândit la mine când l-a cumpărat. Mă deranjează foarte mult când cineva îmi dă ceva din casă care nu era folosit, de folos pentru persoana în cauză, chiar dacă este scump. Da. Adică, la doi ani, știți, vă simte de cum ați intrat pe ușă dacă cadoul ăla a fost cumpărat, cum zice și Ildic, la Ildi, la, cu gândul la ei, cu emoție sau nu. Vă miroase de la distanță. Nici n-apucați să clipiți bine, că o să-și dea seama dacă cadoul respectiv are o emoție la pachet cu el sau nu. Nu prea puteți să-i fraieriți. Adică, bine, eu o să zic că da, mulțumesc, o să fie poate diplomați, că doi oricum e o persoană diplomată și va căuta să zâmbească frumos, să fie totul bine și frumos, dar nu înseamnă că nu și-o da seama. Da? Din contră. Cu siguranță aș da seama. Ia spuneți-mi, voi cei născuți în 2, 11, 20 sau 29, cum sunteți? Vă dați seama când un cadou este dat cu o emoție? Bine, poate să fie dat un cadou de ciudă, uite, ți-l dau că trebuie să ți-l dau. Dar adică simțiți emoția sau vă dați seama de emoția din spate? Sau poate aveți persoane care le cunoașteți dacă nu sunteți voi născuți în zilele acestea cu vibrație 2. Monica, da, da. Bine, acum, dacă aveți persoane cu vibrație interioară 2, nu le lăsați singuri de sărbători. Dacă aveți bunici, părinți, prieteni care au vibrație interioară 2, poate nu puteți să mergeți să stați cu ei, dar foarte, adică pentru ei chiar e important cadoul ăla în care le dai un telefon și întrebi ce fac. Foarte important. Extraordinar de important. Poți să te duci să-i trimiți prin curier cadou, nu știu, cadou de 100.000 de lei. Nu. Faptul că, da, cea mai mare frică a lui doi este de singurătate. Singurătate nu în sensul că mi-e frică să stau singurică. Singurătate în sensul de să te simți singur, că poți să fii înconjurat de 1.000 de oameni și să te simți singur. Da? Un alt cadou pe care poți să-l oferi celor născuți în 2, 11, 20 sau 29, este să le oferi timpul tău în sensul de să fii acolo pentru ei. Normal, Nicoleta, soțul meu este 2 și adoră sărbătorile în familie, pentru că adoră că este înconjurat de oameni, pentru că 2-ului place să fie în contact cu oameni și 6-ului. Da? Tot în familie. Dar doiarul e acolo pentru că îi place că trăiește emoția respectivă. Da? Simte atunci diverse emoții. Doi se definește foarte mult prin emoții. Preferabil pozitive, bineînțeles. Da? Bun. Mulțumesc pentru cei care vă implicați și îmi confirmați. Da? Eu știu că așa funcționează, dar totuși e mai frumos când există o minimă interacțiune. Dacă mergem mai departe la cei cu vibrație interioară 3, adică cei născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30, aici la cadouri, dacă vorbim din aspectul ăsta material, să le faceți cadouri care să fie distractive. Poate să fie și diverse jocuri sau... Dacă e 3, puteți să-i faceți cadou o călătorie sau o explorare, nu știu, un joc, mergeți la Mystery Room sau da, chestii care să implice partea aceasta de joc. Cât se poate de mult. Da? Să fie ceva, nu știu, sau dacă îi cumpărați, faceți, să zicem, poate un tricou personalizat, îl faceți mai funny, ca să zicem, mai amuzant, așa, mai copilăresc, pentru că 3-arii sunt mai copilăroși de fel. Sau îi faceți cadou cărți. Da, cărți nu din alea plictisitoare, da? Care să le citească, sau să-i scoateți la film, iarăși cadouri de genul acesta, în care să exploreze, în care să aibă ocazia să cunoască. Da? Pentru că trei este foarte curios din fire. Bine, cea mai mare crimă pe care o puteți face unui treiar este să-i ziceți că las că afli tu de Crăciun ce ți-am luat cadou. Ți-am cumpărat cadou, dar încă nu ți-l dau, vezi tu de Crăciun.
Da? Pentru că trei este foarte, foarte curios din fire, o să stea și o să gândi că oare ce mi-a luat cadou, oare ce mi-a luat cadou, oare ce mi-a luat cadou, dar nu vrei să mai arăți mai repede cadou, dar dăm cadou, da? Da? Exact ca un copil care caută tot timpul să primească, e curios, da? Și vrea că să primească acel cadou, creierului îi place să primească cadouri, da? Dar, repet, trebuie să aibă un spirit acolo mai distractiv, mai jucăuș. Da? Adică nu din alea monotone. Unul din cadourile mai puțin materiale este pentru treiar, bine, pentru toată lumea este timpul, dar aici timpul petrecut în direcția asta de explorare. Da? Ce strânește râsete, exact, 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 am primit de ziua mea o gumă turbo. Da, adică ceva care are legătură foarte bine punctat, uite, Andreea, cu copilăria chiar. Da? Nu știu, sau să facă un lucru pe care îl făcea în copilărie. Un joc pe care îl juca în copilărie. Sau poate un cadou la modul să vadă o persoană care, cu care a crescut sau era, nu știu, da, să juca în copilărie. Sau diverse lucruri care le poți, dacă cunoști persoana mai bine, le poți lega de copilăria sau și știi, nu, că acum dacă e un treiar și, nu știu, e părintele și știi cam ce, cum i-a fost copilăria, spre exemplu, sau e fratele sau e sora sau... Da? Și acolo poți să știi exact cum a fost copilăria și ce i-a plăcut în copilărie, poți să-i faci cadouri care au legătură cu partea aceasta. Da? Treiul găsește cadouri oriunde le ascunde. Da, Camelia, știu și eu sunt un treiar. Ții minte că era o adevărată vânătoare în momentul în care veneau sărbătorile să găsesc cadourile ascunse de mama. Le căutam și în gaură de șarpe. Da? Pentru că ne abținem cu greu curiozitatea. Da? Deci cadouri care să aibă de a face cu bucuria de a trăi. Da? Poate să fie și o porție bună de râs. Din diverse motive, nu știu. Un stand-up comedy. Biletul la o, cum îi zice, la comedie. La cum e, stand-up comedy. Poate fi. Sau la o comedie la care să vă uitați. Da? Adică să-l faceți să se simtă bine, să râdă. Uite, Aneta, chiar fac cadouri haioase. Da, și noi cei care suntem trei căutăm cumva să fie cadourile așa mai, nu ciudățile, mai haioase, mai jucăușe. Da, treiul găsește cadouri oriunde le ascunde. Păi e curios din fire că atunci cu siguranță o să găsească. Da? Dar cadourile, exact cum zice și Aneta, să fie haioase. Da? Bun. Spiritul de joc, cum spuneam. Dacă mergem la cei născuți în ziua de 4, 13 și 22 și 31, da, oamenii mai serioși așa din fire, care mai maturi, mai gospodari. Adică, uite, lor le puteți face cadouri tot felul de unelte. Nu știu, dacă e un inginer să-i luați, știu eu ce, ruletă șmecheră sau nu știu, dacă e bucătar să-i luați nu știu ce cuțit, nu știu de care, înțelegeți? Adică instrumente. Instrumente pe care le poate folosi în ceea ce face el de zi cu zi, sau în meserie, sau acasă, sau, da? Dar lor le plac sculele, cum ar veni, știi? Sau echipamentele tehnice, sau partea asta, ok, cadouri mai pragmatice, mai tehnice. Adică dacă îi luați un joculeț, o să uite așa, le zic, bă, îți bagi loc de mine. Da? Sau dacă te duci cu un tricou făcut așa, hai, da, ok, foarte fain, ha, da, da, cadoul apreciem și cam atât. Da? Adică, cumva, patru așteaptă, cei cu vibrație interioară, patru așteaptă cadou să fie de folos la ceva. Nu așa, doar să-i luați cadou de dragul de a-i lua. Haine, parfum, bijuterii, adică, Mara, pentru că sunt utile. Adică, să pot face ceva cu ele. Dacă surorii tale îi plac parfumurile, hainele, pentru ea alea sunt chestiile tehnice, să zicem așa. Adică ce? Tehnice în sensul că să-mi fie de folos. Și să fie palpabile. Uite, în patru, cu cât, adică patru se așteaptă la cadourile să fie fizice. Cumva măsurabile. Adică, bă, nu știu, cum măsor eu timpul ăsta cu tine? Sau, nu știu, scrisoarea asta pe care mi-ai scris-o aici. Foarte frumoasă poezia, dar nu.
Cam atât. Nu că nu poate aprecia. Cu siguranță. Mai ales dacă e născut în 22, atunci acolo are și cei doi de doi și are multă emoție, dar totuși mergem pe aspectele mai pragmatice. Da? Mai de oameni serioși. Cadouri de oameni serioși. Și atenție! La pătrari, da? Împachetați cadourile în moduri neortodoxe. Adică puneți-le în pătrățel, pentru că patru este pătratul, împachetați-le, știți cum? În dungă, la dungă, la perfecțiune, să stea foaia aia de cadou întinsă, perfect. Lor le plac cadourile împachetate, cu fundiță, adică așa, știți cum? Să fie ca rup din revista, de magazin. Colțuri făcute, dar nu le împachetați aiurea, nu le împachetați la repezeală cadou pentru un patru, ci puneți foarte multă atenție la detaliu de cum împachetați cadou. S-ar putea să-l impresioneze mai mult decât cadou însuși. Dar nu vă treziți că le faceți împachetați în, nu știu, un rotund și alte forme din astea, inclusiv în pungă. Nu e atât de impresionat. Da? Ia ziceți în pătrarii. Cum vă simțiți voi care, da, aveți vibrație interioară 4? Când primiți un cadou așa frumos, împachetat, colțurile frumos, acolo foaia îndoită bine pus, acolo nu așa urât, nu să se vadă, adică ascuns, și cum? Nici nu, stai așa și te uiți și zici, bă, pe unde o fi fost lipit pachetul ăsta? Da? Să fie, pentru că lor le place partea asta de ordine și disciplină. Da, deci ambalajul trebuie să fie, s-ar putea cadoul vostru să fie super mișto, dar să o dați în bară prin simplu fapt că l-ați ambalat prost pentru un patru. Și deja cumva când îl vede, da, o prietenă cu patru, mai mult îi place ambalajul fain decât cadou. Da, da, păi asta zic. Adică e posibil să investiți poate și mulți bani în cadou respectiv și să fie o chestie foarte mișto și chiar poate, uite, un instrument foarte mișto pe care îl poate folosi în ceea ce face omul respectiv, dar l-ați împachetat nasol. Deja îi scade din entuziasm. Dar cu cât e împachetat mai bine, cu atât o să vedeți că deja se entuziasmează cumva mai mult și e mai impresionat. Ei sunt cei care nu rup ambalajul pentru că poate fi de folos mai târziu. Exact. Bine, și doiarul poate să facă chestia asta, în sensul că dacă are, nu știu, un pachet, un cadou împachetat foarte, nu știu, cu o hârtie care are un aspect mai antic, da, mai emoțional, adică nu-i luați, uite, pentru doi merge o hârtie cu inimioare sau cu ceva acolo care se ducă spre latura de emoție. La patru va conta foarte mult să fie împachetat așa, ca un pătrățel. Da, mi-este greu să rup acest ambalaj. E, lăsați în grija lui trei, pentru că treiul imediat, știți cum, știți copiii aia de prin filme când primesc cadourile în ziua de Crăciun și se duc și fac așa, ăla-i treiul. Da? Treiarii se duc, nu rămâne, știți, dacă vreți să folosiți o bucățică din hârtie aia de cadouri, să o mai folosiți în altă parte, n-aveți nicio șansă. O face așa, bucățele, trage, rupe cutie, ambalaje, ce e înăuntru. Da? Adică la treiar degeaba vă chinuiți cu împachetatul frumos. Că oricum va sări repede hârtia de pe ambalaj. Nu o să stea prea mult. Că el e curios să vadă ce e în interior. Nici de cum neapărat cum e ambalat. Dar e bine să-l ambalați pentru un 3. Ne întoarcem acum, mai facem un pas în spate ca să mergem înainte ulterior. E bine să-l ambalați cât mai, știți, dacă vreți să-l chinuiți un picuț pentru iar, împachetați așa la matrușcă. Să mai desfacă și încă unul, și încă unul, și încă unul, și încă unul. S-ar putea să se enerveze acum, mai zic și în formă de glumă, da? Dar pentru că dacă vreți să vă jucați, e tot spirit de joc, da? Împachetați-l mai multe, da? Și da, un punct, știi, și un pachet mai mic, mai mic, mai mic, mai mic. Depinde acum și ce luați cadou. Da, doiară nu, că și el ține să păstreze hârtia, mai ales dacă arată foarte frumos și dă o anumită stare emoțională, nu. Dar treiul, vă zic eu, că nu prea rămân prea multe bucăți în hârtia respectivă, în ambalajul respectiv. Bun. Dar la patru fiți oameni serioși, da? Da, există și foarfecă.
În cazul în care nu se desface. Da? Dacă nu se desface, trage mai tare. Noi trei are. Dar la patru, fiți oameni serioși, faceți cadouri serioase, utile, care să poată să facă ceva cu ele, nu să le arunce undeva acolo și să nu știe ce să facă cu ele, da? Bun. Cinci are, adică cei născuți în 5, 14 și 23 a oricărei luni. E, aici e o adevărată aventură să cumperi un cadou, pentru că va trebui să fie ceva care să-l surprindă. Dacă patrului nu-i place împachetatul ăsta non-conformist, să zicem așa, cinciarului, nu știu, gândește o variantă total ieșită din comun de a împacheta ambalajul. Efectiv, dacă vrei să-i atragi atenția. Da? N-am zis la patru, alt fel de cadou decât cel material. La ei contează într-adevăr partea asta de timp, contează, uite, poți să-i faci cadou să fii mai organizat, de exemplu, să știe când pleci de acasă, când vii de acasă, în sensul ăsta de să aibă oarecare disciplină sau să-i ofere oarecare disciplină, îi place să cunoască, să aibă siguranță, da? Dar cinciarul are nevoie de libertate și atunci cadourile lui trebuie să fie efectiv non-conformiste. Da? Nu știu, vezi cea mai ciudată chestie pe care poate o vezi pe undeva, pe aia cumva poți să-i iei, pentru simplu fapt că îi place să iasă în evidență sau să fie lucruri care sunt efectiv în afara oricărui șablon. Da, de la, nu știu, peruci și alte nebunii. Acum nu toată lumea o să iubească perucile, bineînțeles, dar ideea de non-conformism, nu știu, apar n-am, nu vin acum, dați-mi voi câteva idei. Agende, da, clar, pentru patru, agendă. Păi normal că ele cu organizarea. E extraordinar, agendele prind bine la un patru oricând, în orice perioadă anului. S-ar putea să aibă colecție de agende. Și de caiete și de, da, chestii prin care și organizate și ordonate și bine puse la punct acolo, pe căprării. Agenda de muncă, agenda de acasă, agenda. Dar cinciarul nu are nevoie de agenda, o să stea aruncată pe undeva pe acolo, nu o să-l ajunge. Poate dacă îi faceți cadou o agenda, trebuie să fie una în care în fiecare zi să scrie o chestie diferită. Și agenda să fie cumva non-conformistă în sensul ăsta de cum arată, adică nu neagră, sobră sau chestii de genul acesta, nu. Și mai degrabă, uite, puteți să luați, dacă mergem pe ideea asta de agenda pentru un 5, să fie în fiecare zi ceva diferit colorat pe pagină, un mesaj diferit, adică să exploreze și să descopere, și la un 3 merge chestia asta, să descopere în fiecare zi altceva când deschide agenda respectivă. Da? Nu înseamnă că 5 are nu folosesc agende, dar ei, agendele lor, o să vedeți că au o culoare mai aparte, nu sunt alea monotone. Da? Sau dacă nu, personalizează ei pe acolo cumva, într-un fel. Da, la 5, PS5, Xbox, Nintendo, da. Păi nu, că și 5 este cu joaca, dar ei duc joaca la alt nivel. Uite, dacă un triar are, păi știi, scap cu nu te supăra, frate, spre exemplu, dacă e copil. Dacă e un cinciar, luăm și noi niște jocuri mai, cum să vă zic, extravagante, ieșite din comun. Cinciul este steluța. Dacă îi luați unui cinci, un cadou, luați un cadou prin care să strălucească. Da? Dacă, de exemplu, un Xbox, da? E și competitiv cinciul. Da? Îi luați Xbox-ul, o să zică, uite, voi nu aveți Xbox, eu am Xbox. Adică ce? Eu sunt steluța aici, eu strălucesc. Cine sunt eu? Da? Îi place să fie lăudat. Jucării sexuale lui 5. Lui 6 mai degrabă, Camelia. Pentru că 6 le e cu latura asta mai de sex, așa. Mai mult, da? Bine, 5 lui jucării sexuale poți să-i dai pentru simplu fapt că îi place să încerce tot felul de chestii noi. Nu-i luați chestii plictisitoare, oricum, 5-ului. A plâns, nu s-a așteptat. E un 5, cred că, Andreea, nu? Da, pentru că surpriză. Deci, surprize. Dacă vreți, dintre toate vibrațiile să surprindeți pe cineva, cinciarii sunt cei mai buni la surprins. Luați-le ceva la care nici nu ar fi putut să le treacă prin minte, că și deja e un cadou extraordinar. Pur și simplu. Ce ar fi doar în visele lor? Habar n-am.
și nu ar crede că ar putea vreodată să aibă. Sau nu, pur și simplu nu s-ar fi gândit, dar știți că lucrurile sau direcția respectivă le face mare plăcere. Și 5-arului puteți să le faceți cadouri călătorii. Sau libertate. Uite, dacă sunt copii, nu știu, 2 zile la, nu știu, Kidsland sau pe unde îi place lui pe acolo, cu se joace. Dacă e soț, nu știu, 2 zile cu băieții la bere și la pescuit și la alte chestii. Adică puteți chiar să mergeți pe ideea asta de a le da cadouri, inclusiv parte de libertate. Da? Ceva prin care efectiv să, da, uite cum zice, să iasă din rutină. Bine, oricum 5 ani nu sunt iubitori de rutină și se plictisesc repede, dar oricum ceva prin care, pe scurt, să nu se aștepte. Fie că e un cadou fizic, fie că e un cadou de altă natură, să nu se aștepte. Dacă ai un sos 5 și nu e dat cadou vreodată, 3 zile cu băieții unde vrei tu, să la pescui sau la ce vrei tu, aia poți să-l dea pe spate, e cel mai bun cadou pe care poți să-l faci. Nu trebuie să cheltui niciun ban. Deci 3 zile plec copiii de acasă, rămâi, îți faci de cap. Habar n-am. Da? Sau pleci tu în excursie, că el ar fi bine, dar lui îi place să exploreze. Ideea de libertate. Da, plăcerea să facă ce-i place lui. Da. Sau libertatea să facă ce-i place, mai exact. Da? Deci libertate, sub diverse forme. Și jocurile, de asta Andreea al tău s-a bucurat foarte mult la joc, pentru că îi dă libertate. Jocurile oferă, de asta și mulți pică în capcana asta, a jocurilor de diverse forme, pentru simplu fapt că au impresia că sunt liberi, sub o anumită formă și sunt liberi, până la un anumit punct, acela în care pică în dependență. Dar culmea că și după aia sunt dependenți de libertatea pe care le oferă. Uite, jocurile, da, lumea virtuală, cum ar veni. Dependența de lumea virtuală este pentru că acolo te simți mai liber decât te simți în viața de zi cu zi. De aceea, copiii au tendința să facă dependențe de jocuri și de telefon, pentru că au mai multă libertate și dacă mai e și un 5, cu atât mai mult, îi dă mai multă libertate odată și poate să descopere cu mult mai multe lucruri decât poate să descopere în lumea asta reală. Adică la școală, la grădiniță, la servici, în mediile în care circulă. Aici e plictisitor. Și atunci fugim în realitatea virtuală. Da? Și 5 se poate plictisi foarte repede. Oricum 5 experimentează de toate, da? Deci, nu știu dacă puteți să-i faceți un cadou unui 5, doar să fie monoton. Dacă e monoton, atunci da. Dar în rest, dacă surpriza e esența, atunci sigur va fi un cadou reușit. Bun, cei născuți cu vibrația interioară 6, adică 6, 15 și 24. Avem cu noi? Hmm? Cesar? Hai că la început era cineva foarte curios pentru ziua de 24. Mai e cu noi? Uite, un cadou pentru un 6 este, da, într-adevăr, timpul cu familia. Dacă este partenerul, acum suntem live, sperăm să nu ne baneze Facebook-ul, o escapadă, dacă este partenerul, o escapadă undeva voi doi. Să vă faceți de cap. Da? Adică să vă simțiți bine, Beatrice. Da? Pur și simplu, 6 lui plac plăcerile. De toate formele. Adică, uite, un cadou fain pentru un 6. Mâncarea lui favorită. Adică de sărbători, cu siguranță va fi o sărbătoare și mai frumoasă pentru un șesar dacă are mâncarea care îi place. Da? Sau orice alte plăceri, da, pe care le poate dezvolta de-a lungul vieții un om, ca să nu intru în detalii picante. Da? Și foarte mult șesarul este foarte mult pe chestia de estetică. Îi place frumosul. Adică și la el va conta să fie, uite, cadou ambalat frumos. Nu neapărat organizat, cu toate că nu l-ar deranja că și aia face parte din frumos, dar să fie, bă, cadou ăla frumos. Adică, nu știu, ai cumpărat un plover, dar să fie frumos, că dacă ai cumpărat o urțenie de plover, îți duce și o aruncă la gunoi. Da, ei au foarte bine dezvoltat simțul esteticului șasele. Da?
Da, am o prietenă născută pe 24, tot timpul mă bate la cap să merg la ea și de câte ori îi fac o vizită, îmi reproșează că stau prea puțin. Da, adică cesarul iubește chestiile familiare și de aia îi place foarte mult, mai mult decât doi, să stea cu familia. Acum, persoana care a zis că soțul îi place să stea cu familia, e posibil să fie șase destin, adică șasele alea să fie undeva și atunci își găsește împlinirea în viață din familie. Dar dacă este strict vibrație interioară șase, clar, Crăciun în familie. Cel mai bun și mai de preț cadou nematerial al lui șase este Crăciunul în familie sau cu cei dragi, cu prieteni, familie și așa mai departe. E, ghiciți cine sunt printre cei mai pretențioși la cadouri cesare. Pretențioși la cadouri, să știți. Să fie estetic, frumos, de lux. Bă, dacă vă duceți la un cesar cu un parfum de 2 lei, mai bine nu vă duceți. Sau mai bine duceți-vă fără cadou. Da? Pentru că șase lui îi place luxul. Așa cum a înțeles omul luxul. Acum nu, că poate eu o să mă uit și zic că aia nu mi se pare de lux sau da. Nu. Ofere confort. Adică, de Crăciun, dacă e șase, nu te apuca să-l duci pe nu știu unde, unde se simtă inconfortabil, în medii, spații, nu știu, contexte inconfortabile. Pentru că deja i-ai dat la temelie. Da? Să fie, uite, așa, cu o cană de vin la un loc călduros, pentru că cesarului îi place să se simtă confortabil, adică să, călduros, să fie o temperatură plăcută. Da? Și da, uite, cesarului poți să-i faci cadouri de genul ăsta, haine frumoase, parfumuri, ceasuri, mai scumpe, nu se supără. Da? Nu se supără. Ia ziceți-mi voi, cesare, vă supărați dacă primiți cadouri scumpe? Nu cred. Eu n-am întâlnit un șase până acum care să nu-i placă un cadou scump. Da? Dacă, sau care ține de latura asta de estetic și de fashion. Șasele e Venus. Nu te superi, nu, Cristina? Nu te superi să primești. Sau cine, pe cine cunoști. Cadou pretențios fiul meu. Da, și sare foarte pretențioși. Adică dacă faceți niște cadouri în astea așa, nu știu cum să vă zic, trebuie foarte multă migălos cumva, nu știu cum, aranjat, frumos, de lux. Nu-i mulțumiți chiar așa ușor. Nu te superi. Confirm, soția mea. Bună, Marian. Da, deci vă rog frumos, nu vă bateți joc de cadoul la șase. Da? Dacă nu-i luați ceva care să reprezinte frumusețea acolo, sub diverse forme, mai bine nu-i luați. Nu. Sau care să-i aducă plăcere, așa cum v-am zis la început. Da? Mai bine, nu știu, dacă nu aveți idei de cadouri, scoate soția la un restaurant scump în care să mănânce ceva ce îi place, în care se simt așa, într-un spațiu în același timp familiar, cu persoane dragi sau doar cu partenerul, șasele pune foarte mult accentul pe parteneri. Da? Și să se încheie, dacă e partenerul, să se încheie seara într-un mod plăcut. Da? Atunci, sigur, va fi un cadou reușit. Ce puteți să-i oferiți cesarului? Cea mai mare frică a lui șase e de a nu fi iubit. Deci, cel mai bun cadou pentru un șase e iubire. Nu că n-ar fi și pentru restul. Dar ei caută mai mult ca oricine, poate. Da? Mai întâi admira ambalajul, trebuie să fie frumos. Da, și dacă, Dia, dacă deschide și nu e frumos ce e înăuntru, e dezamăgirea maximă. Pentru că îi place să fie totul frumos, da? De la, cum am zis, de la ambalaj până la ce există în interior. Și dacă nu se pupă ce este în afară, adică frumosul din afară nu continuă și în pachet, dezamăgirea e pe măsură. Da? Bun. Mergem mai departe la cei care sunt născuți în zilele de 7, 16 și 25. Ei sunt, și ei sunt pretențioși, dar pretențiile lor, dacă la 6 pretențiile sunt la ordinul ăsta material, așa, știi, adică să fie un cadou de lux, frumos și estetic, șaptele nu neapărat pune accentul pe costuri și pe lux, dar, cum să zic, nu faceți unui șapte cadouri de prost gust. Ia, să vedem, șeptare. Sunt aici la apel?
Avem născuți în 7, 16 sau 25? Deci nu le faceți cadouri de prost gust. Deci nu faceți cadouri cu glume și de prost gust. Chiar nu. Poate o să zâmbească de complezență, dar nu. Da? Lor le puteți oferi timp cu ei înșiși. Uite, dacă soția este sau soțul este 7, un cadou frumos este să-i acorzi timp pentru el. Cu el. Adică să medeze, să stea singur, să citească, să facă introspecții, observații, acolo. Să-i dai ce? Spațiu. Nu neapărat libertate, spațiu. Spațiu. Să nu stai pe capul lui. Să nu-i rozi urechile sau pe capul ei. Da? Deci, unul dintre cele mai mișto cadouri, uite, te duci. Concediu 5 zile singură pe munte. Nu știu, undeva într-o cabană, unde e frumos, unde e cât mai aproape de cer, dacă se poate, cu spații cât mai mult vitrate. Așa, pentru un 7 e un cadou ideal, să fie undeva cât mai sus și cât mai multă lumină. Și cât mai singur. Da? Adică șeptarul nu se va supăra că rămâne singur. Sau din contră. Da? Apropo, dacă aveți copii, soți, soții, vibrație interioară 7, dați-le spațiu. În sensul ăsta, să petreacă timp cu ei. Nu o luați personal, nu are nimic cu voi, dar un 7 are nevoie de cel puțin un moment pe zi cu el însuși. Punct. Vă place, nu vă place, o luați personal, nu o luați personal, strict problema voastră, nu are nimic cu voi, pur și simplu are nevoie de timp de analiză. Pentru că 7 le analizează foarte mult. Și îi place să fie observator. Da? Dacă vorbim de cadourile astea nemateriale, care nu pot fi împachetate, să zicem neapărat, da, oferiți-le acest spațiu pentru ei înșiși. Puteți să le oferiți o carte frumoasă de spiritualitate, pe o anumită specialitate pe care ei, da, lor le plac. Nu știu, o carte, uite, șeptarului, ca și cărți, ar trebui să-i placă cărțile de mister, filmele cu detectivi în care, da, lucruri misterioase se întâmplă. Da, Nicoleta, fiul meu 7 ani, pardon, 7, îi place mult să stea singur. Da, da, da. Vedeți că voi care sunteți cifre mai sociabile de fel, nu că 7-le n-ar putea să fie sociabil, el poate să fie sociabil, dar până la un punct în care zice, gata, mi-a ajuns, eu vreau să stau de unul singur, lăsați-mă pace. Da? Adică și chiar dacă merge la o petrecere sau la, uite, petrecerea de Crăciun, o să stea cu familia. Nu zice nimeni că nu stă. Dar de la un punct o să se retragă și o zic, ok, mulțumesc, gata, vreau să mă retrag. Vreau să merg în camera mea sau își iau un ceai și o carte și se retrage. Da? Da, cărți bune, cadouri cu gust. Cadouri cu gust. Nu neapărat luxoase. Cu gust. Nu neapărat mâncare. Nu cu gust în sensul de mâncare, cu gust. Adică rafinate, hai să găsesc alt cuvânt. Cadouri rafinate. Sunt foarte pretențioși. Dar în sensul ăsta de rafinat, nu. Adică când te duci să iei un cadou pentru un șeptar, trebuie să analizezi foarte bine ce iei ca și cadou. Da? Dacă vrei să nu greșești, păstrează zona asta. Muzică, dar muzică, da, nu manele sau știu ce alte chestii de gen. Nu, muzică rafinată, o cutie de bomboane rafinată poți să iei, da, nu știu. Și dacă te bași pe haine, trebuie să existe un anumit rafinament. 7-le iubește rafinamentul. Este foarte selectiv. Da? Și atunci selecția este foarte bine făcută și dacă faceți un cadou superficial, adică nu sunteți selectivi când căutați cadou pentru persoanele născute în vibrația lui 7, o să se... Nu, o să vă zic că probabil nimic, că nu este cel mai vorbăreț, dar nu o să-i placă. Da, foarte mare atenție. Adică când căutați un cadou pentru 7, știi, la 6 poți zice, e frumos, e frumos, gata, l-am cumpărat. E, la 7 poate să fie frumos, dar nu este suficient. Trebuie să fie rafinat. Da? Eu sunt 7, am primit de ziua mea o fântână de fum cu conuri parfumate. O ador. Vezi fumul, mister, parfum, da, dacă e rafinat,
Acum, depinde și cum arată marea fântână respectivă, da? Dacă arată într-un fel anume și fumul ăla dă și un grad de mister acolo, foarte mișto. Dacă ți aduceau, da, adică dacă e făcut, șaptele e foarte atent la detalii. Detaliile astea de, pe care nimeni sau ceilalți nu le văd. Șaptele îți găsește ochiul soacrei, știți? Când faceți curățenie lună, vine un șapte, vede firul de praf unde a rămas. Imediat. Nu se pune problemă. Pac, uite acolo firul de praf. Lună toată casa, firul de praf acolo e. Da? Și atunci căutați cu mare atenție. Fica mea, vibrația interioară 4, destin 7. Plac lucrurile utile, dar deosebite. Da, semină 4 cu 7, corect. De calitate foarte bună. Da, bine, dacă mergem mai departe și ne uităm și la cifra de destin, dar asta de la Eli, tu știi numerologie, da? Bineînțeles că putem ține și de vibrația socială. De vorbim așa de partea care poate să fie calculată de oricine. Arată superb, elegant, fumul curge ca o cascadă. Da, cred, cred. Și fumul ăla probabil așa, ca și cum ar exista un grad de mister acolo. Puțin, dar bun, da. Selectiv, cum am zis. Selectiv. Bun. Optare ca vibrație. Da, cei născuți în ziua de 8, 17 sau 26 a oricărei luni. E, cadourile optarilor trebuie să fie tot luxoase, dar știți cum e luxul din social mai mult. Adică o petrecere unde să fie toată spuma socialului pentru un opt. Optului îi place să fie în social, în lume, mai ales acolo unde are o putere. Optul pune accent pe material. Da? Adică, în primul rând, cel mai mare cadou pentru un opt e să aibă succes. Da? Sunt foarte ambițioși de fel. Dar dacă ne raportăm la partea de strict de cadouri, atenție, nu faceți blănuri sau alte chestii, chiar, adică în sensul blănuri, nu că nu i-ar place blana, ba da, dar nu omorând animale și alte chestii, mai ales dacă atinge un punct sensibil. Optarii sunt justițiari. Și dacă, da, dacă consideră că, nu știu, e nedrept să omori animale și te duci și mi-ai luat și cadou blană naturală, care poate să fie foarte scumpă și să-i dea o poziție purtând blana respectivă, dar el să consideră sau ea să considere că e nedrept să omori animalele pentru blană, e cel mai prost cadou pe care l-ai făcut. Dacă nu are problema asta, atunci da, poți să-i faci. Adică lucruri prin care să-și demonstreze, să-și valideze, să-și revendice, să-și reconfirme statutul. Înțelegeți? Optului poți face aceste cadouri în care să meargă să cunoască cât mai multă lume, mai ales lume de succes. Nu știu. Un concert în care să poată să aibă 5 minute cu persoana care e acolo principală pe scenă, știi? Adică lucruri pe care doar așa, unii le pot avea. Să se simtă împuternicit. Dar oricum va pune accent pe cadourile scumpe și el, ca și șasele. Șasele și optul mai sunt numite și cifrele banului, adică sunt iubitori de bani. Nu în sensul negativ, că nu, sau nu doar în sensul negativ, dar le plac lucrurile materiale și bani. Da, dacă îi dai influență, poziție socială, corect. Da, acum, ca și cadou, nu știu cât de mult poți să dai influență, poziție socială și așa mai departe, dar poți, uite, dacă iei cum am zis adineauri, iei un bilet la un concert a unei, nu știu, persoane care cântăreață sau ce-o fi acolo care îi place foarte mult, dar nu doar că iei bilet și cumva ai câștigi VIP-ul, adică iei bilet la VIP. Și eventual și, bă, nu știu, la masă ulterior, dacă se face, sau un after party, unde să poată să intre, da, să discute cu idolul sau cu cine e acolo, persoana de care îi place. Adică să simtă, exact cum ai zis tu, Daniel, influent. Să simtă că are o poziție, că are un cuvânt de a spune. Soțul născut pe 26, am de furcă. Da, e, dacă faci acolo un bine ceva, uite, fiind 26, un bine ceva cu emoție, cu lux și să-i dea așa anumită. Adică, optarului poți să-i dai cadou în public. Să vadă toată lumea, dar să fie și un cadou consistent.
Nu consistent doar în sensul că e mare. Gen, uite, un bilet VIP și un after party cu vedeta ta preferat. El în sine nu e consistent, că e un bilet care poate să fie atâtica. Dar consistența nu trebuie să fie doar în mărime. Da? Dar și ei, repet, pun accentul pe lucrurile, pe lux. Dar altfel de cadouri pe care pot să, de care se pot bucura optarii, sunt cele în care își câștigă dreptate. Am putea să zicem așa, uite, de ziua ta s-a făcut dreptate. Nu știu, se certa cu cineva sau ceva nu era cum trebuie și nu știu, cadou este că s-a făcut dreptate. Da? Sau s-a restabilit ordinea și disciplina. Da? Bun, și ajungem și la 9. Adică cei născuți în ziua de 9, 18 sau 27, cei cu vibrația interioară 9, la ei cadourile, cred că unul din cel mai bun cadou pentru 9 este să fii bun cu ceilalți. Cumva ei se bucură așa când reușesc, sunt altruiști din fire și atunci când reușesc să facă bine celorlalți și să-i vadă bine și că se bucură și că, da, cumva să nu știu, să-l ajuți să ajute, cam așa. Ar putea fi un cadou mai puțin material. Dacă vorbim strict de cadourile, nouăle nu pune foarte mult accentul pe material. Nu e prea impresionat de cadouri materiale. Nouăle este impresionat când face o faptă bună. Da? Mai degrabă. Ia să vedem, avem nouar pe aici. Oricum, nouăle e mai ciudățel. Lui, uite, nouul lui poți să-i faci și lui niște cadouri mai ciudate, așa. Și simpliste. Simpliste, în sensul în care, cum să vă zic, pe principiu gestul contează? La nouă funcționează foarte bine. Dacă îi cumperi și foarte scump, nu neapărat va fi... Da, spirit altruist, de acord, dar adică nu va fi... Nu știu, dacă te duci și ai făcut nu știu ce investiție, nu știu ce cadou, nu va fi neapărat foarte încântat. Nu înseamnă că nu va aprecia, da? Nu e ceva care să-l atingă. Da, nouăle se simte ciudat când primește cadouri, pentru că el este obișnuit să fie mama răniților pe familie și să ajute el foarte mult pe ceilalți și să dăruiască. Poate dintre toate cifrele, cel mai mult ține să dăruiască celorlalți. Da? Și atunci, într-adevăr, noarul cumva, cadoul cel mai de preț pentru el este să ajute. Și atunci poți să, de asta am zis, că poți să-i oferi cadou să ajute. Adică, uite, nu știu, să zicem că faci anumite fapte bune și te duci și-l ajuți. Asta e un cadou foarte apreciat de un nouă. Da? Vrea să, nu știu, să facă cadouri nevoiașilor sau să-i ajute pe cei care nu au foarte multe posibilități. Și dacă te duci și dai această mână de ajutor, atunci cu siguranță va fi un cadou mai important decât orice altceva material. Sau, dacă vorbim de aspectul material al cadourilor, să fie acele cadouri care, pur și simplu, pot să fie de folos în sensul ăsta de ajutor, care să, nu știu, uite, o carte, da? Dacă îi dai o carte, dă-i o carte care vorbește despre vindecare, prin care, da, să existe principiul ăsta, cum ați zis și voi, de altruism, prin care, nu știu, să poată ajuta, să învețe ceva prin care, la rândul lui, să poată să ajute. E destul de greu să iei un cadou care să-l, neapărat să-l mulțumească, să-l impresioneze. Da, cel mai rău pentru noi este să nu-i accepți ajutorul. De asta zic că cel mai bun cadou este partea asta de ajutor. Uite, cadou pentru nouă. Facem o strângere de fonduri pentru copii nevoiași și, da, drept cadou pentru că vrei și tu să-i ajuți, pe aia care vrei tu să-i ajuți. Da? Nouăle, repet, cadouri care să cu mesaj, adică, cum am zis la un moment dat, nu cadou în sine contează, cât intenția. Adică poate să fie o chestie foarte simplistă acolo, dar are ceva de impact. Da, dramă, memorii. Da, pe oricum nouăle este un dramaturg.
în excelență, cel mai bun dramaturg e Noule. Știe să dramatizeze, să facă din țânțar armăsar. Nu se pune problema. Da, exact, cadouri cu mesaj. Da, da, la nouă cadouri cu mesaj. Adică simpluțe, pot să fie și mai ciudățele, mai atipice, nu se supără, dar nu, adică dacă vă vreți să vă rupeți în figuri să le dați cadouri din astea care zice, mamă, na, ultima variantă de iPhone. Poate o să fie, că e curios din fire, ei pun foarte mult accentul pe latura intelectuală, noarii, și poate în aspectul ăsta că, bă, hai să vedem din sfera inteligenței, eu zic că, hai să vedem ce mai scos ăștia din perspectiva asta, bă. S-o mai deșteptat, ce-o îmbunătățit, ce-o upgradat. Da? Adică le place să afle chestii, să vadă chestii upgradate, transformate, duse la alt nivel, dar na, doar așa, din perspectiva asta va fi încântat de un iPhone ultim model, de exemplu. Da? Să vadă ce au mai scos ăștia și ce i-au mai dus capul, ce i-au mai, da? Unde au ajuns cu inteligența artificială, spre exemplu. Da, nu pentru că în sine contează ca aspect material, nu. A, ce puteți să-i faceți cadou? Diplomă. Noaru este de obicei o persoană care pune accentul pe diplome. Sau altfel de cadou poate fi acela prin care, nu știu, finalizați ceva care nu ați finalizat. Sau l-a ajutat să finalizeze ceva ce are, stă în stand-by și nu a finalizat. Da, clar, și o îmbrățișare și un gând bun, astea merg, da. Dar noului plac diplomele din simplu fapt că acolo vede că are o finalitate. Diploma le dă o finalitate, adică uite, etapă încheiată, am și o diplomă pentru asta să dovedesc că etapa respectivă s-a încheiat. Dar puteți să le puneți o diplomă, să le dați o diplomă. Da? Pentru anumite lucruri, atenție, nu neapărat pentru cel mai bun nu știu ce, cum este la 1, ci pentru că ai reușit să finalizezi, nu știu, casa sau proiectul nu știu care, sau da, pentru, da, cumva că a dus la bun final un lucru. Da, la cursuri ei au nevoie tot timpul de diplome. Cer diplome. Cei mai mulți care cer diplome la cursuri sunt nouari. Pentru că au nevoie de această dovadă că au finalizat. Dar nu neapărat că contează hârtia în sine, adică bucata aia de hârtie, ci faptul că le dovedește lor că au încheiat acea perioadă. Da? Contează. Deci un nou, cea mai mare pedeapsă pentru nou este să nu finalizezi. Dacă sunteți nouari și aveți un capitol neîncheiat din viața voastră, nu știu, v-a murit pisica, a dispărut și nu știți dacă v-a murit sau nu v-a murit. Un prieten v-a dat papucii, dar nu știți de ce. Ui, de mine, deci, adică să, nouăle are nevoie de finalitate. Bine, dacă nu, și-o va crea. Pentru că nu poate trăi fără finalitate. Da? A, nouăle mai puțin darnic cu el. De acord, dar este altruist, este mama răniților, el se lasă pe ultimul loc. De acord, Manuela, da. Soțul este darnic cu ceilalți, da, deci, am zis. Cei care ați intrat mai târziu o să puteți reasculta. Da? Noarul dă, e primul care știe să dăruiască celorlalți și primul care nu știe să primească. Da? Unul știe să primească, spre exemplu. Toate cadourile să vină către mine. Așa ar zice un unu, da? Că eu sunt. Și cinciarul, da, îi place să primească cadouri, că se simte apreciat prin cadouri. Da? Bun. Hai să vedem întrebări de final. Că uite, am zis că fac jumătate de oră și a trecut o oră și jumătate. O să revedeți cei care ați intrat mai târziu. Dacă sunt întrebări pe aspectul ăsta al cadourilor, motivul pentru care face cadouri, am discutat la început, dar dacă au mai apărut anumite curiozități printre timp, dacă nu, pe 14 decembrie vă invit la eveniment caritabil. Nu este cu scopul live-ul cu scopul acesta, dar de ce să nu fim buni dacă tot vine Crăciunul? Nu are aici de față, vă rugăm, implicați-vă. Da? În sensul că este eveniment caritabil și vrem să ajutăm copii și animăluțe de sărbători și nu doar, pentru că e proiectul nostru deja de 2 ani de zile, prin care, da, împreună evoluăm, împreună ajutăm. Să ajutăm pe cei care nu au poate posibilitatea
Este cu Edith Cadar, evenimentul caritabil pe 14 și ea o să abordeze lecțiile de viață ale zodiilor. Chiar o să fie super mega interesant, îl găsiți pe alexaevent.ro și mă puteți urmări, bineînțeles, pe alexaevent.ro, pe canalul de YouTube, aici pe Facebook. Îmi propun să mai fac live-uri în care să intru în discuție cu voi, am prins și eu curaj, lipsa lui 5 din matriță spune cuvântul, da, dar și când se activează. Da, așadar vă invit și pentru minutul de conștientizare pe care îl găsiți și pe pagină, îl găsiți și pe YouTube, vă invit cu tematici, pentru că chiar dacă știu ceva lucruri pe care le-am învățat de-a lungul anilor, am nevoie și de un stimulent din partea voastră, în sensul că vreau să știu mai multe despre. Haideți să discutăm despre aia, despre aia, despre aia. Adică îmi place să fiu provocat. Apropo, triarului îi place să fie provocat, puteți să luați cadouri în care să fie provocat sau să-l duceți în activități în care să fie provocat. Da? Că îi strânește iarăși curiozitatea. Așteptăm cursul de numerologie. Promit, la anul va fi în program și cursul de numerologie. Și Doamne ajută la cât mai multe live-uri de genul acesta. Eu, dacă nu aveți întrebări, zic că este suficient pentru seara aceasta. Dacă simțiți să dați un share la video care va rămâne pe pagină pentru alții, ca să-i mai scutim de cum anume să facă cadouri, cum să, da, să se mai liniștească. Și nu uitați că cel mai de preț cadou este timpul vostru. Și prima oară cel mai de preț cadou, adică timpul vostru, să vi-l oferiți în primul rând vouă, că dacă voi sunteți bine, cu siguranță și cei din jurul vostru or să fie bine, mai ales cei dragi. Da? Fie primit, întoarcă-se în zecit. Amin. V-am pupat. Seară frumoasă. Ne vedem și cu alte ocazii.